9 și 34 de minute, bună dimineața din nou. De la această oră suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră în această dimineață, prin telefon primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Vă salut cu respect, bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Vreau să începem Vreau să începem prima dată să discutăm puțin de situația cazurilor de SARS-CoV-2, COVID-19. După 2-3 zile de scăderi, din păcate ieri am avut iarăși o creștere la Cluj, undeva la 551 de cazuri confirmate. Totuși ne păstrăm sub 7 la mia de locuitori, avem 6,93 sub București și sub Constanța, care este în creștere, respectiv Sibiul. Sunt pregătite spitalele, am văzut niște imagini tragice la Matei Balș în acest început de săptămână și medicii sunt epuizați. Cum e situația la Cluj-Napoca? Suntem îngrijorați, dar nu panicați. Asta înseamnă că avem situația sub control, chiar dacă este foarte greu. Și orice derapaj ne poate pune probleme serioase. Dar încă sistemul rezistă și sperăm să se confirme trendul de stabilitate și de descreștere. Din discuția pe care am avut-o în această dimineață cu domnul prefect, se pare că pe astăzi va fi iarăși o ușoară scădere față de ieri. Deci vom scădea undeva tot spre 400 de cazuri, ceea ce înseamnă că ne îndreptăm undeva spre o fază de platou. Dacă am avut câteva zile de scădere, după cum vă amintiți, am avut o ușoară creștere ieri, dar astăzi din nou o ușoară scădere. Asta înseamnă că ne îndreptăm spre o fază de platou. Va conta foarte mult ce se va întâmpla în zilele următoare. Dacă tendința de platou și de scădere se va confirma, nu vom intra în carantină. Dacă, Doamne ferește, lucrurile vor lua o altă turnură, există și acel risc pe care nu ni-l dorim, pentru că asta însemna să omorâm și partea economică a orașului. Totul însă depinde până la urmă de ce se întâmplă în afara spitalelor. Pentru că în spital acum se face absolut tot ceea ce este omenește posibil. S-au adus echipamente, s-au mobilizat medici, oamenii aceștia lucrează de 7-8 luni în război total. Acum marea bătălie este în afară. Adică ce facem fiecare dintre noi pentru a împiedica răspândirea virusului, de la cele trei reguli fundamentale pe care le cunoaște: spălatul pe mâini, izolarea, sau mai bine spus, distanțarea socială și purtatul măștii, dar și la eliminarea tuturor lucrurilor care nu sunt necesare în viața de zi cu zi. Adică astăzi și în perioada următoare trebuie să renunțăm la orice exces care nu este necesar, adică orice activitate pe care n-ar trebui în mod obligatoriu să o facem, pentru că acelea pot genera oricând pericol de infectare a celor din preajma noastră. Noi, din perspectiva medicală, astăzi mai alocăm încă 1 milion de lei pentru spitalele clujene, pentru a face față diverselor provocări. Vreau să știți că până în acest moment Primăria Cluj-Napoca a alocat Spitalului Clujana și celorlalte spitale din Cluj-Napoca 55 de milioane 403.529 de lei, adică peste 11 milioane de euro. O sumă pe care, fără precedent, arată responsabilitatea până la urmă administrației locale față de sistemul medical de a-l sprijini. Și pentru că asta a făcut-o și în anii anteriori, avem o rezistență mai bună în sistemul medical și prin infrastructură, și prin resursa umană, și prin dotarea pe care o avem. Astăzi, din toată sărăcia pe care o avem și de greutățile pe care le are bugetul local, am căutat această sumă de bani de un milion, în jur de 1 milion de lei, pentru trei spitale clujene care ne-au solicitat sprijin și altele decât, repet, Spitalul Clujana, care e în subordinea Care noastră. sunt aceste spitale? Bineînțeles că în primul spitalul de boli infecțioase, unde este centrul major de comandă, Spitalul Inimii și Institutul de Gastroenterologie. Pentru că au nevoie de acest sprijin în perioada aceasta să-i sprijinim, pentru că tot sistemul medical este sub presiune. Gândiți-vă că oamenii mai au și alte boli în afară de COVID. Și atunci, din această reorganizare a spitalelor, evident că s-a creat presiune pe toate spitalele din
din Cluj-Napoca. Dar am răspuns pozitiv acestei solicitări din sfera medicală și îi sprijinim în cadrul ședinței de Consiliu Reață prin alocarea de resurse suplimentare. Deci încheind această componentă, numai responsabilitatea noastră ne poate ține sănătoși cu orașul deschis. Asta este părerea mea în acest moment. Domnule primar, v-ați împărțit în această săptămână între Comitetul European al Regiunilor și șantierele care se află la ora actuală în municipiul Cluj-Napoca. Vreau să vă întreb dacă putem face o actualizare despre lucrările din piața Lucian Blaga de Napoca și ce reacții sunt din partea clujenilor privind îngustarea pieței Lucian Blaga și astăzi în Napoca. Proiectul acesta nu e nou, e de un an jumate cunoscut, prezentat, așa încât n-am avut niciun fel de discuție suplimentară pe marginea lui. Pentru că, repet, n-a fost ceva care să se facă peste noapte. A fost un proiect care a stat în dezbatere publică, după aceea în prezentări publice, după aceea în aprobări și a început de execuția din primăvara acestui an. Pot să vă spun că lucrările sunt într-o fază foarte avansată și că sunt șanse să fie finalizat în 1 decembrie, așa cum a anunțat proiectantul. La un moment dat mă îndoiam, țineți bine de acest lucru. I-am spus că intră pe lista rușinii și în toate celelalte categorii prevăzute de lege. Se pare că sunt șanse să fie finalizat, dar mai sunt câteva zile de lucru până acolo. Referitor la o actualizare referitor la Parcul Feroviarilor, Podul Porțelanului și Răsăritului? Podul Răsăritului este în contestație. Proiectul a fost depusă la CNSC contestație, probabil și în instanță, și așteptăm finalizarea acestor proceduri. La Podul Porțelanului vom avea săptămâna viitoare un răspuns. La Parcul Feroviarilor se depun oferte până în 18 decembrie și vom vedea după aceea care este situația. Ceea ce e mai important, acum uitându-ne de sus, este ce s-a întâmplat ieri la nivel guvernamental prin lansarea de către președintele românesc, de către primul ministru, a pactului de redresare economică Next Generation EU, cum se numește la nivelul Uniunii Europene, acel proiect de peste 30 de miliarde de euro la dispoziția României, dintr-un total de 80 pe care are România până în 2027. Cea mai bună veste pe care o avem și poate este o veste istorică pentru acest oraș, este că toate marile proiecte de modernizare a Clujului au susținere din bani europeni. Este ceva fără precedent în istoria acestui oraș, care va schimba radical destinul lui pentru generațiile care vor urma. De ce spun asta? Că de la proiecte mari, precum metroul de aproape 1 miliard de euro, care e trecut cu nume și prenume și cu alocare de sumă, pentru că se încadrează pe ceea ce Uniunea Europeană finanțează, în primul rând finanțează domeniul mobilității și al transportului, dar finanțează dimensiunea verde nepoluantă și finanțează legătura dintre comunități, cum este Cluj-Napoca împreună cu Floreștiu, cu posibilitatea după aceea de extindere în mai multe părți. Deci avem finanțare pentru metrou, avem finanțare pentru centura metropolitană a Clujului, acel proiect la care noi lucrăm în locul guvernului de mai bine de 2 ani de zile, tocmai ca să fim pregătiți când acești bani vor fi și n-am stat cu mâinile în fân. Deci acea centură care va scoate traficul acela din Cluj nenecesar și din zonele limitrofe Clujului, din Florești, din Baciu și practic prin această centură care vine de la nodul de autostradă de la Gilău, prin Florești, în Cluj-Napoca, intră pe la Cora, pasat suprateran până în mănăstur la depoul de autobuze, la stațiile de autobuze de pe strada Căbucet, după care taie Făgetul, Calea Turzii, prin spate pe la Iulius Mall și de acolo se face o legătură directă cu Bulevardul Muncii, care se lărgește la 4 benzi și merge până la centura Vâlcelea-Pahida și cu foarte multe intrări și ieșiri din Cluj-Napoca, în zona Frunzișului, în zona Edgar Chine, în zona Sopor, în zona Borhanci. Adică acel inel de circulație care ne va permite să scăpăm de aglomerația de trafic din zona centrală, să respirăm mult mai bine pe axa est-vest. De asemenea, va fi o legătură directă cu Baciu și tot traficul nenecesar care astăzi intră prin Cluj va intra pe
această centură. Deci are finanțare. Al treilea proiect major este, evident, Spitalul Regional. Spitalul Regional de la Florești, care va fi finalizat din fonduri europene. Deci al treilea mare proiect. Al patrulea proiect major este pasajul de la tăietura Turcu, care e prins în cadrul proiectului de electrificare a căii ferate Cluj-Episcopia Bihorului. Un proiect de 25 de milioane de euro, din care scăpăm de aglomerația asta infernală pe care o avem la pasajul de la tăietura Turcului și este prins acolo. Al cincilea proiect este conectarea Clujului la autostradă. Un proiect care va permite ca din drumul spre Turda să existe în zona, probabil Martine, și acum se face studiu de fezabilitate, să fie un drum care conectează direct autostrada între 7 și 9 km și asta va avea un impact major pentru Cluj, mai ales pentru zona Calea Baciului, Bulevardul Muncii, pentru că tot traficul de pe autostradă astăzi care se descarcă și vine prin Baciu, pe Calea Baciului, Bulevardul Muncii, ca să meargă spre Bistrița sau spre Baia Mare, nu va mai veni deloc prin Cluj-Napoca, pentru că de pe autostradă vor putea direct să intre pe centura Vâlcele, Apahida și să-și continue după aia drumul mai departe. Deci o mutație istorică și asta va fi primul terminal. Și nu în ultimul rând mă refer la proiectul de tren metropolitan, care iarăși are finanțarea europeană asigurată, ceea ce ne va permite să conectăm și noi gara de aeroport și să creăm de asemenea stații intermediare pentru ceea ce înseamnă orizontul de dezvoltare, practic de la Huedin până la Dej și de extindere. Deci eu sunt extrem de încântat că acest guvern, iată, după aproape 10 ani, își întoarce din nou fața spre Cluj și redă Clujului respectul pe care îl merită și susținerea financiară aferentă. Noi doar primim ceea ce ni se cuvine și în același timp noi de la Cluj suntem responsabili și lucrăm la aceste proiecte de mult să fim pregătiți, pentru că știți care e diferența între noi și alții? Dacă n-am lucrat să le avem proiectele acestea pregătite, se vor pierde bani europeni, pentru că toate aceste contracte de finanțare trebuie semnate până în 31 decembrie 2022. De aceea le lucrăm în fiecare secundă, din fiecare săptămână, la fiecare proiect să-l împingem înainte, să mai facem o procedură, încă un aviz, încă o etapă administrativă, pentru a ajunge să avem contractele semnate la acel interval de timp, că fără acest termen respectat se pierd toți banii europeni. De aceea eu cred în viitorul Clujului și mai vă mai dau o veste bună. Am avut o discuție cu toți primarii din zona metropolitană a Clujului, din inelul 1 al Clujului, inclusiv și cu Gilău, care se spune că nu e în inelul 1. Deci am avut discuții cu primarul din Gilău, primarul din Florești, primarul din Baciu, primarul din Chinteni, primarul din Apahida, primarul din Feleac, primarul din Ciurila. Și am discutat în primul rând ce putem face noi în comun și am propus un pact de dezvoltare metropolitană cu câteva componente foarte importante. Transport și mobilitate. 2. Dezvoltare urbană și urbanistică. 3. Educație, școli, crește, grădiniță, care se vizeze în manieră unitară. 4. Calitatea vieții. 5. Mediu. O să vă spun doar câteva din cele mai importante. Vreau să vă întreb eu aici, referitor la transportul în comun, este vorba de extinderea curselor CTP către Gilău. Când vor porni cursele în zona respectivă, în Gilău? Pot să vă spun că astăzi, pe ordine de zi a ședinței de Consiliul Local, se află, apropo de discuțiile pe care le-am avut, se află extinderea transportului public al companiei de transport public din Cluj-Napoca și spre Gilău. După care vor comunica primarii din Gilău și împreună cu CTP-ul calendarul de implementare. Dar astăzi noi aprobăm și deja și celelalte organisme sau unități administrative teritoriale și alte comune care sunt în asociația metropolitană au adoptat sau vor adopta la începutul săptămânii viitoare hotărârile de Consiliu Local pentru includerea Gileului în această axă de mobilitate. Deci astăzi Clujul aprobă și după care cei doi vor anunța. Deci vedeți, pe această linie mai facem un pas pe integrarea metropolitană. Scopul nostru este să avem zone de dezvoltare economică în afara Clujului. Un nou pol de IT, care știu eu poate fi în Florești, în Gileu sau de ce știu, în Apahida. Zone de dezvoltare economică altele decât cele din domeniul IT-ului. Astfel încât noi să avem în continuare un rezervor de
investiții și locuri de muncă bine plătite, centre de cercetare și de excelență care se poate fi create și în afara Clujului, un campus metropolitan care să fie creat și în afara Clujului. Și ne-am propus cu acești primari să discutăm toate aceste oportunități de dezvoltare și anul viitor, în februarie-martie, să prezentăm acest plan integrat cu privire la oportunitățile de dezvoltare și să ne concentrăm pe dimensiunea aceasta de dezvoltare a Clujului. Să spunem, domnule, calitatea vieții la Cluj este prioritară. Investițiile și locurile de muncă sunt la fel de importante. Și uitați, numai în Cluj-Napoca puteți avea spațiu pentru un centru de excelență, voi universitățile. Puteți avea acces la un nou centru de dezvoltare a IT-ului, pentru că ăsta e nucleul de bază al dezvoltării, dar și pentru ceea ce înseamnă alte industrii conexe care pot avea sprijin din partea Cluj-Napoca, un centru major internațional de conferință, dacă va fi, sau de expoziție, dacă va fi cazul să-l găsim în afara Clujului. De asemenea, dacă va fi nevoie să facem acest campus metropolitan pentru a da șansă universităților să poată să se dezvolte. Iar pentru asta avem nevoie de infrastructură, de avem nevoie de tren metropolitan, de avem nevoie de centură metropolitană, de avem nevoie de metrou, pentru ca oamenii să știe că indiferent că stau în Gileu sau în Cluj, la fel de repede ajung oriunde. Iar această infrastructură despre care am vorbit, asta ne va permite această mobilitate și conectivitate rapidă pe o arie mult mai extinsă decât cea din interiorul municipiului Cluj-Napoca. Doi, pe urbanism. Este cel mai ambițios proiect pe care îl propunem. Și am agreementul de principiu al primarilor, și mă bucur să văd asta, să spunem, domnule, calitatea vieții va conta atât în Cluj-Napoca cât și în afară, calitatea locuirii. Să nu apară probleme nici în Gileu, nici în Apatida, nici în Baciu, nici în Florești, de aici înainte. Adică să ne corelăm, chiar dacă ne obligă legea, că nu avem cadrul legal. Dar nu ne oprește nimeni să nu ne stabilim un cadru coerent de colaborare, să spunem, uitați, așa se va construi la Cluj, numai cu aceste reguli. Nu se mai uită autorizații decât dacă ai drumul asfaltat și la dimensiunea prevăzută de lege, cu respectarea distanțelor prevăzute, cu parc, cu creșă, cu școală, cu grădiniță aferentă. Să ai, de asemenea, stații pentru mașini electrice, puncte îngropate gospodărești în materie de salubritate. Adică niște reguli pe care noi să le respect toți și să evităm ceea ce s-a mai întâmplat în unele zone, pentru că altfel ne vom distruge zona metropolitană și calitatea vieții la noi. Să se construiască doar dacă există infrastructura de bază, adică, în primul rând, dotarea utilităților. Este conducta de apă bine dimensionată, este conducta de gaz bine dimensionată, este drumul de atâția metri și cu trotuarele făcute și asfaltat ca să ajunge acolo. Bun, atunci se poate construi. Este școală, creșă, grădiniță în preajmă. Nu este, se construiește dacă nu, odată cu ansamblul imobiliar. Deci această dimensiune pe care ținem să o impunem în toată zona metropolitană, că prin aceasta oamenii vor căpăta încredere să vină în continuare în zona extinsă a Clujului, dar noi să nu scădem calitatea la ceea ce avem. Deci această componentă a patului de dezvoltare metropolitană combinată cu partea aceasta care ține proiectele majore de infrastructură vor da viitor Clujului pentru următorii 50 de ani. Vă asigur, pentru că ele sunt în așa fel gândite încât să asigure dezvoltarea integrată. De asemenea, discutăm și cu Gileu, domnule, unde mai faci școală primară, unde faci creșe, grădinițe, la fel în Florești, care e necesarul. Acum am identificat care e perspectiva actuală și viitoare de dezvoltare, ca să pregătim infrastructura școlară de acum pentru viitor. Domnule primar, nu mai avem foarte mult timp și am o întrebare pentru dumneavoastră și nu în calitate de primar. Vreau să vă întreb în calitate de fost prim-ministru. Guvernul Boc a fost într-o perioadă grea pentru România, în criza economică, în care s-au tăiat salarii, pensii, respectiv pensii speciale. Aici discutăm de pensii speciale pentru că în ultima vreme, de vreo 10 zile, 7-8 zile, nu mai știu exact, se tot discută de aceste pensii speciale. Dumneavoastră le-ați tăiat. Vreau să vă întreb, fără să nominalizăm partide sau persoane, ce înseamnă aceste, din punct de vedere al Parlamentului, că este Senat, că este Camera Deputaților, aceste demisii care sunt anunțate, care sunt date, că nu își doresc acele pensii speciale, din punct de vedere legal, ce înseamnă acest lucru? Eu vreau să fiu foarte direct și foarte simplu. Când am fost la guvernare, nu am tăiat pensii speciale, le-am eliminat, ca să fie o diferență. Da, eliminare a fost
cuvântul și... Pentru asta mi-am asumat răspunderea în fața Parlamentului, am riscat să plec de la guvernare, am riscat să cadă guvernul. Am rezistat la două voturi. Dar nu m-am trimis să mă duc cu un proiect de asumare răspundere pentru a-l elimina din sistemul legislativ românesc. După care au venit băieții veseli și le-au pus la loc și chiar mai mult decât atât le-au mai multiplicat. Acum tot acest joc de gleznă care se face este pur și simplu de imagine. Atât din partea PSD-ului cât și din partea USR-ului. Și că ne dăm demisia de pe o zi pe alta, fraților, nu asta este soluția. Asta este doar un joc, un praf în ochi pentru cei care nu știu lege și nu cunosc sistemul. Soluția este vot în Parlament pentru eliminare din lege a acestor pensii, dacă se dorește. Dacă nu, toți cei care vorbesc nu au niciun fel de intenție de a scăpa de ele, ci doar de a mai câștiga timp ca să treacă alegeri, dar să spună, noi ne facem că muncim, voi vă faceți că ne înțelegeți. Nu, asta este soluția dacă vrei să fii corect cu România și cu pensionarii în ansamblu. Că până la urmă, pensiilor speciale este o chestie de justiție socială, este o chestie de corectitudine față de fiecare dintre noi. Dar, după cum puteți vedea, sper că viitorul guvern în jurul PNL-ului să taie din nou acest nod gordian și să pună sistemul în ordine. Să spunem, cât muncești, atâta primești. Asta e, de fapt, ideea la pensie. Să fie contributivitatea, regula de bază. Eu asta am impus. Dom'le, cât muncești, atâta contribui, atâta pensie ai. Muncești mai mult, ai pensie mai mare. Muncești mai puțin, ai pensie mai mică. Dar nu privilegiați care să se trezească cu pensii speciale de 10-15 ori mai mari decât pensiile unui om obișnuit, fără să muncească o secundă în plus față de celălalt. Și sper că aceste alegeri să facă această diferență. Și cred că în alegerile care urmează din 6 decembrie, susținerea PNL-ului este esențială pentru continuarea acestor proiecte ale Clujului. Fără guvern, toate aceste proiecte nu vor fi dezvoltate. Am avut PSD-ul când a fost la guvernare și în loc să ne ofere un sprijin, ne-au luat câte 20 de milioane de euro în fiecare an, 2017-2018, cu lucruri demonstrate. Deci, guvernarea PSD a luat de la primăria Cluj-Napoca, și vă dau exemplu, între 17 și 20 de milioane de euro în fiecare an. Acest guvern, pentru prima dată, vine și oferă Clujului din nou recunoașterea și susținerea economică de infrastructură și financiară. Deci un vot pentru PNL este un vot pentru garanția continuării acestor proiecte. Orice altă alternativă, din nefericire, nu ne dă șansa nici pe infrastructură, nici pe inovare, digitalizare, dezvoltare să menținem aceste proiecte ale Clujului. Și în al doilea rând, ce înseamnă un vot pentru PSD? Un vot pentru PSD ar însemna să blocăm șansa de modernizare a României, pentru că vom fi puși în aceeași categorie cu Ungaria și Polonia, care astăzi blochează Uniunea Europeană și implicit România. Da, și riscă să nu primească banii europeni pentru modernizare și dezvoltare, pentru că au guverne care sunt contrare statului de drept și principiilor și valorilor fundamentale din Uniunea Europeană. Deci asta înseamnă PSD-ul, să țineți, blocarea fondurilor europene și șansa de modernizare a României. Un vot pentru PNL înseamnă șansa ca toată țara aceasta să aibă 80 de miliarde de euro și să poată fi folosiți banii ăștia pentru locurile de muncă și calitatea vieții fiecăruia dintre noi. Aici trebuie să facem diferența, pentru că altfel ne jucăm la ruleta rusească viitorul. Nu e cazul să jucăm la ruleta rusească, trebuie să judecăm doar rațional și să alegem ceea ce este benefic pentru România și implicit pentru Cluj. De aceea am încredere în clujeni că vor avea rațiunea necesară să aleagă, evident, în primul să meargă la vot și să dea un vot în cunoștință de cauză echipei Partidului Național Liberal pentru Camera Deputaților și pentru Senat, ca o garanție a continuării procesului de modernizare a Clujului. Eu am fost și la Bruxelles, acum tot de formatul ăsta online, am văzut ce se întâmplă cu Polonia și Ungaria, am cerut aleșilor locali din Ungaria și Polonia să facă o presiune asupra guvernului lor să renunțe la tâmpenile pe care le au în cap și să susțină proiectul acesta de modernizare a Europei, pentru că pierdem cu toții prin dreptul de veto pe care le exercită, pentru că aceste guverne nu sunt reprezentative pentru administrațiile locale din țările lor. Un grup de oameni din pruntea guvernelor de la Budapesta și de la Varșovia țin captivă o întreagă Europa și alocarea a miliarde, sute de miliarde de euro pentru modernizarea Europei, pentru că ele nu respectă rigorile statului de drept. Și încă o veste bună, tot de la Cluj, sau tot de la Uniunea Europeană, Cluj a fost primit în această săptămână într-o galerie selectă de orașe europene care promovează inovarea, în special pe inteligența artificială și pe sănătate. Startup City Initiative se numește, unde alături de Valencia, de Malaga, de Köln, de Leuven, capitala europeană a inovării, unde și noi am fost în finală, suntem oraș selectat la nivelul Uniunii Europene pentru a susține și promova aceste inițiative în domeniul sănătății, ca o recunoaștere a Clujului
domeniul de inovare de IT. Acest drum de inovare și IT, repet, poate fi susținut în continuare prin ceea ce face Guvernul Partidului Național Liberal. Domnule primar, vă mulțumesc mult de prezența în emisiune și succes în continuare și în campania electorală, că sunteți acum pe trei fronturi, ca să zic așa. Da, mâine vom avea la Cluj și trei miniștri din Guvernul României, Marcel Boloc, ministru fondurilor europene, doamna Raluca Turcan, vicepremier, și ministrul transportului Lucian Bode, vor fi la Cluj, vor semna proiecte pe fonduri europene în diverse domenii, pe sănătate, pe educație, și de asemenea vor prezenta aceste proiecte pe care guvernul le are pentru Transilvania și pentru Cluj. Repet, e o șansă istorică pe care o are Transilvania și Clujul de a trece la etapa următoare de modernizare cu acest guvern prezent și viitor PNL. Mulțumesc încă o dată de prezență, o zi bună, la revedere. Pentru cei care ne ascultă pe 92,8 FM, rămâneți pentru știrile de la ora 10, Realitatea Bucureștiului.